În copilărie și adolescență, alimentația este baza pe care crește și se dezvoltă corpul nostru. Anume, în această perioadă, prin alegerile alimentare pe care le facem în fiecare zi, ne construim viitoarele obișnuințe alimentare și decidem cum ne vom simți și cum vom arăta peste câțiva ani. Dar, hai să le luăm pe rând. Alimentația trebuie să ne asigure o doză suficientă de energie, dar cel mai important, substanțele necesare care trebuie să ajute corpul nostru să se dezvolte sănătos. În adolescență, obișnuințele alimentare sunt influențate de părerea celor din jur și de trenduri. Așa, poți ajunge să alegi un drum greșit pentru sănătatea ta, cu mese bogate în fast food, dulciuri și copturi, la pachet cu multe băuturi carbogazoase. Aceste obișnuințe alimentare pot fi începutul unor probleme de sănătate pe care vei fi nevoit să le înfrunți. În schimb, aceste alimente nu oferă nimic decât calorii goale, adică energie fără nutrimentele atât de necesare pentru corpul tău în creștere. Proteine, grăsimi sănătoase, glucide complexe, vitamine, minerale și fibre alimentare. Hai să tragem o linie și să vedem care sunt cele mai importante probleme de alimentație cu care se ciocnesc tinerii. Potrivit studiului de evaluare a comportamentelor de sănătate ale copiilor de vârstă școlară, în Republica Moldova, proporția adolescenților supraponderali sau obezi este în creștere, de la 13,2% în 2014 spre 17,2% în 2022. Astăzi, 3 din 10 adolescenți mănâncă dulciuri zilnic, iar 1 din 8 bea zilnic băuturi carbogazoase. Din această cauză, mulți adolescenți aleg să urmeze diete restrictive și înfometare, în dorința de a da jos kilogramele acumulate. Este un drum periculos care te poate aduce în stări la limită, precum anorexia, bulimia nervoasă, mâncatul compulsiv. Lipsa de timp, epuizarea și stresul sunt cauzele care te pot face să omiți mese importante ale zilei, precum dejunul. Adolescenții din Moldova tind tot mai rar să servească dejunul, în special fetele. Mai puțin de jumătate dintre adolescenții de 11-17 ani iau dejunul în toată ziua de muncă și 7 din 10 îl servesc în ambele zile de weekend. Fiecare al 8-lea adolescent nu servește dejunul niciodată. Din această cauză, poate apărea lipsa de concentrare la școală. S-ar putea să te confrunți cu răceli frecvente, lipsa de energie și cu modificări frecvente ale dispoziției, precum iritabilitatea sau anxietatea. Datele arată că numai 4 din 10 adolescenți din Moldova consumă zilnic fructe și mai puțin de jumătate dintre adolescenți mănâncă în fiecare zi și legume. Tot mai puțin adolescenți iau masa zilnic cu familia. 7 din 10 adolescenți de 11-17 ani luau cel puțin o masă pe zi cu familia în 2014, iar în 2022 această practică au relatat-o numai 6 din 10 adolescenți. Mai rar fetele decât băieții. Aparent, sună nu tare optimistic, dar este mai ușor să previi problemele de sănătate decât să tratezi urmările lor. Această stare de lucru poate fi evitată, crede-mă, și să-ți construiești obișnuințe alimentare sănătoase e mult mai simplu decât îți poți imagina. Așa că ai grijă de tine, mănâncă sănătos!